închiderea magazinelor la ora 18. Justificarea secretarului de stat Arafat este ininteligibilă. Cum adică? Și dacă lăsam până la ora 24, tot venea lumea. Păi și despre asta e vorba? Ce legătură are? Problema este, din punct de vedere matematic, aici, este numărul de persoane pe metri pătrați alocați unei persoane, astfel încât să se păstreze o distanță de protecție. Asta este parametrul. Nu mă interesează ora, neora, că e 18, că e 24 noaptea. Nu înțeleg de ce vorbește domnul Arafat. Problema este să asiguri această distanță și pe asta nu asiguri blocând la ora 18, pentru că n-ai astfel de restricții înainte de ora 18, oamenii o să se bage unii în alții. Și atunci nu înțeleg de ce nu se recurge la ceea ce am văzut în când a fost carantină în anul trecut, numărul de persoane care intră într-o secvență de timp în magazin. Acela este important, nu ora. Nu ora, că e 18. Ne amintim cum oamenii stăteau, cum am stat și eu și am stat și dumneavoastră, nu? Da. În afara supermarketului se stătea cu distanță de 2 metri un om la poartă care nu lăsa să se intre decât în contingente de persoane. Astfel încât să... Asta trebuie îndeplinit. Nu să închizi la ora 18, da? Și la ora 17 o să ai acolo bluc lume. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.